Avem două invitate speciale, două doamne, două luptătoare. Le spunem bună dimineața, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, fondatoarele Asociației Dăruiește Viață. Bine ați venit! Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumim de invitație! Știți că există filmul ăla, Tata Muntă Munții? Noi avem astăzi în studio două femei care au mutat mai mult decât munții. Au făcut, domne, treabă, spital. Și nu doar atât. Și nu doar atât. E, corect. Cât de greu a fost? Păi, nu știu, că nu ne mai gândim la greu, ne gândim la bine și mai ales astăzi și ne gândim la toți oamenii care ne-au susținut, pentru că, de fapt, asta e lucru care a contat cel mai mult și vorbim mereu de cei peste 350.000 de oameni, de toate companiile, peste 8.000 de companii și de voi, pentru că fără voi n-am ajunge la oameni, fără oamenii din presă, așa că... Profităm încă o dată să mulțumim tuturor pentru toată susținerea, implicarea și pentru încrederea pe care ne-au dat-o. Cum sărbătoriți ziua asta de 8 martie? Sau nu e timp de sărbătorit, aveți proiectele în derulare și o să fie o zi activă din toate punctele de vedere. Este o zi activă, a început cu voi, diseară suntem invitate iarăși la o altă emisiune, la un alt radio. Da, sărbătorim cum sărbătorim fiecare zi și... Profităm, cred că, de fiecare clipă. Avem șansa să fim sănătoși și avem șansa să fim implicați într-un asemenea proiect care ne aduce nouă sens în viață, nouă personal și cred că dă speranță femeilor și bărbaților din țara aceasta. Știu că ați povestit de multe ori, dar cred că este un moment foarte bun acum de 8 martie, pentru că până la urmă ați devenit niște modele pentru foarte multe femei. Cum a început povestea Asociației Dăruiește Viață și acestui proiect ambițios la vremea respectivă de a construi un spital? Acum vedem că spitalul există și că ceea ce v-ați propus s-a și întâmplat. Am început de la un caz, am început de la un băiat de 17 ani care avea leucemie. Am primit pe e-mail povestea lui, ne-a impresionat și ne-am pus întrebări de ce statul român nu face ce ar trebui să facă un stat pentru un copil bolnav. Am aflat atunci cât de greu e în România să ai o boală și cât de puțin grijă are statul de noi în astfel de situații și am luptat pentru acel băiat. Am început o bătălie cu statul român, până la urmă am obținut finanțare pentru el. A plecat în străinătate, a fost prea târziu, pentru că luase din România infecțiile celebre nozocomiale, pentru care știm că nimeni nu plătește și nu va plăti pentru tot ce s-a întâmplat în anii ăștia în România, din păcate, și a murit. A murit pentru că a fost prea târziu pentru el și atunci ne-am dat seama că ar trebui să facem ceva aici acasă, pentru că toți oamenii care au nevoie de spital și de sprijin să-l găsească acasă. Nu poate toată România să plece în străinătate. Cam așa am început. Și am început să renovăm secții de oncologie și am ajuns să construim acest spital. E gata construcția, încă nu e funcțional, mai avem un pic de muncă. Am și o întrebare apropo de proiectul ăsta pe care îl și coordonați, dar mai degrabă îl ocrotiți foarte mult. Dacă pe durata discuțiilor, când v-ați prezentat proiectul sau când ați cerut sprijin, ați simțit nevoia că două femei parcă n-au așa putere de convingere, parcă da, a fost greu pentru dumneavoastră să intrați într-o lume a bărbaților? Pentru că până la urmă, munca cu statul înseamnă și munca cu foarte mulți bărbați și nu prea puține femei. Și munca în construcții. Și asta, povești. Da. Am primit și alaltă ieri întrebarea aceasta de la un profesor din Olanda, pe care noi l-am chemat aici pentru că el acolo a făcut un proiect extraordinar și l-am chemat să-i cerem sprijinul. El practică în Olanda, a unificat toată oncologia pediatrică într-un singur centru, care acum tratează 600 de copii, are 450 de oameni dedicați cercetării în cancer și face niște lucruri extraordinare pentru întreaga Europa. Și m-a întrebat același lucru, cum ne simțim într-o lume a bărbaților și dacă ne-am simțit vreodată că nu suntem destul de puternice pentru a funcționa. Și, sincer,
Nu cred că ne-am gândit vreo clipă la, la lucrul acesta când am început. Au fost niște semnale pe parcurs, dar nu cred că ne-am oprit niciodată să le analizăm sau să ne facă să, dea să dăm înapoi. Din contră, în astfel de momente când oamenii se opun unor lucruri despre care noi știm sigur că se pot face, între timp am învățat că nu se pot face atât de ușor cum credem noi la început, dar știm că se pot face, devenim mai active și impulsul nostru de a face lucrurile acelea devine mai puternic. Dar spuneați că aveți niște povești de pe șantier. Ne spuneți una. Avem unele amuzante, că na, știți cum e. Am început și am renovat la un moment dat o secție de oncologie în spital universitar din București și aveam niște constructori. La început a fost foarte greu să calibrăm și să învățăm cum se face lucrul ăsta. A fost un efort. Noi nu avem expertiză. Lucram cu niște oameni care se pricepeau, dar aveam de-a face și cu fel de fel de personaje care, când, știți cum e obiceiul ăsta, când lucrezi la stat, merge și așa. Și au încercat și în proiectul nostru același gen de abordare. Și ne-am zis la un moment dat și în dreptul geamului pe care ar fi trebuit să se uite pacientul, era o mare... era montat aerul condiționat, știți, unitatea, exact în dreptul geamului. Și vă dați seama că noi avem fel de fel, am văzut multe spitale pe afară, nu mai vrem să vedem niciun fir pe perete, totul e, trebuie să fie perfect. Și a spus întrebarea aia clasică, cum întreabă o femeie, asta aici trebuie să stea? Nu, n-am pus această întrebare așa clasică, am zis, asta nu trebuie să stea aici, n-are ce să caute, vă rog frumos să găsiți o soluție. Și a început să ne explice, ca la, mai ales că mai sunt și blondă un pic, sau eram pe vremea aia și mai blondă și mai tânără, cum nu se poate cu fizica, uleiul curge într-un anume fel și nu există altă soluție. Și Carmen a zis, îmi pare foarte rău, am fost olimpică la fizică. Ce povestiți acolo, nu-i deloc așa. Asta nu venea din cunoștințele dobândite când am fost olimpică la fizică, venea din faptul că ne consultasem înainte de a pleca de acasă cu un specialist. S-a mai distrus. Distrus mitul ăla, că știi că bărbații cu raționalul, femeile cu emoționalul. Da, de unde? Nu, atenție, că e fizică curată. Da, știm și fizică, așa. Și omul a insistat că nu voia să le demonteze, că erau costuri și din păcate nu îți primești bani. Adică atât de simplu e, poți să stai să explici cât vrei și pe ce. Și până la urmă a trebuit să rezolve problema, da? Cam așa merg lucrurile. Da, ați avut o interacțiune continuă cu statul și probabil greoa e pe alocuri. Nu știu, aș vrea să aflu, pentru că ați vorbit de acele infecții din spitale și zilele acestea a venit verdictul în dosarul Hexifarma. Timpul a trecut și faptele... E mult spus, da. S-a închis dosarul prin prescripție. Această instituție a prescripției în România pare că ajută infractorii, este creată să ajute infractorii. Eu chiar am zis că încerc să am o discuție cu un jurist să înțeleg de ce nu poate fi întreruptă prescripția, dar astea sunt lucruri tehnice. Este șocant, este dezarmant și este extraordinar de trist, pentru că atunci când astfel de lucruri nu ajung să fie pedepsite, nu fac decât să le dea și altora impulsul de ce n-aș face sau de ce n-aș încerca să câștig niște bani ușor pe seama oamenilor atâta vreme cât nu primesc pedeapsă. Și este foarte, foarte trist. Și eu sper să nu se mai întâmple, dar sunt lucruri care nu depind de noi și cred că depind un pic de societatea civilă, care ar trebui să se dezmorțească, să devină mai activă și să reamintească justiției că atunci când a fost în pericol, noi am fost acolo să o protejăm și am avea nevoie de același lucru acum. Să trecem acum la o campanie pe care ați avut-o recent. Ați încercat să-i ajutați pe bolnavii de leucemie cronică. Este o boală rară, dar controlabilă dacă diagnosticul și tratamentul sunt corect stabilite, doar că aici era problema. Da, e o problemă perpetuă în sistemul medical românesc. Se întâmplă niște lucruri la care pur și simplu oamenii nu mai reacționează. Ajunge statul român să plătească medicamente scumpe, care sunt date pe diferite categorii de tipuri de leucemii, și uită să finanțeze această diagnosticare sau urmărirea tratamentului pe parcurs, urmărirea evoluției bolii pe parcursul tratamentului.
Da, aceste anomalii se întâmplă și iată că atunci când luăm atitudine, ele pot fi rezolvate. Și așa cum spunea Oana, da, cred că depinde, și asta am crezut de când noi am început aceste proiecte, cred că depinde de fiecare dintre noi să putem schimba lucrurile cu un impact mai mic sau mai mare în țara aceasta. Și apropo de faptul că justiția în astfel de situații, iată că nu mai ajută, cred că o transparentizare a ceea ce se întâmplă în spitalele din România ar putea să previne astfel de situații cum e cea cu Hexifarma. Noi ne dorim foarte tare, nu știu în ce măsură vom avea sprijinul autorităților, ca acest spital să devină un loc în care să fie cunoscute cifrele, datele. Vorbiți de spitalul pe care l-ați construit. Vorbim de spitalul pe care, da. E foarte important să știi acești indicatori de supraviețuire, de rate a infecțiilor și să-i analizezi ca să poți apoi să-i schimbi. Din păcate, aceste lucruri nu sunt analizate în spitalele publice, cel puțin, și acesta e un lucru extrem de grav, că nu poți avea o evoluție pozitivă fără un feedback, fără o analiză și apoi o schimbare și măsuri în aceste direcții. Citeam dimineața asta că anul 2023 o să fie unul al unor investiții masive în sistemul medical românesc. Vin sume colosale și aș avea întrebarea dacă cumva ați fost în vreun fel consultate despre cum se poate face un spital cât mai rapid și cât mai bine în până România, la alegeri. Având în vedere că aveți această experiență, adică aveți, cum se zice în publicitate, study case. Ați făcut deja unul. Și e o experiență confirmată foarte mult de cei care vin din străinătate să viziteze acest spital și care ne spun că dacă nu e unul dintre cele, dacă nu e cumva cel mai tare spital pe care ei l-au văzut, e unul dintre cele mai bune spitale pe care le-au văzut, referindu-se la modul cum a fost construit, centrat pe pacient, cu gândul la copil și la părinți, cu gândul la medici și la cum pot fi realizate toate lucrurile în acest spital. Nu. Răspunsul este deci simplu. Nu. Nu vă întreabă nimeni nimic. N-am fost consultate, dar poate că nu-i timpul trecut. Nu știu, probabil că părem, am fi făcut un spital, dar încă nu părem așa de încredere pentru statul român. Poate doar de la al doilea să aveam considerare. Cred că încă mai avem de dovedit. Așa este. Cam cât ar mai fi în momentul de față de lucru la spitalul actual? La spital, efectiv, de lucru nu mai este. Noi lucrăm la mobilier și la testarea echipamentelor și așteptăm recepția. Am început procedura, am depus primele documente. E o procedură birocratică. Urmează să termină recepția, probabil 2-3 luni. Încă n-am un plan clar, că asta depinde mai puțin de noi, ci depinde de o serie de autorități care vin, verifică, dau avize. După care urmează procesul acesta de predare. De predare, de donație, care va fi un proces de negociere, pentru că toți donatorii și foarte mulți oameni ne scriu aveți grijă cum va fi funcțional în acest an? Noi așa credem că va fi funcțional spre sfârșitul anului, optimist septembrie, să sperăm că se va întâmpla. Toată lumea își dorește și medicii și toată lumea își dorește pentru că arată fabulos și medicii așteaptă cu nerăbdare să aibă acele condiții. În continuare aveți nevoie însă de donații, așa că invităm și pe ascultătorii noștri să intre pe daruisteviata.ro și să afle de acolo cum pot dona pentru aceste cauze. Mulțumim mult că ați venit la noi, la mulți ani, la mulți ani. Martie, pentru Ana Gheorghiu și Carmen Uscatu, fondatoarele Asociației Dăruiește Viața.